Prețul tot mai înspăimântător al carburanților de la noi îi trimite pe românii peste graniță pentru un plin de benzină sau motorină. Sătmărenii se duc și de două ori pe săptămână să alimenteze la ucraineni. Acolo combustibilii costă mai puțin și cu 30%, iar economiile nu sunt de neglijat. Un litru de benzină a ajuns să coste la noi 6 lei și 23 de bani, iar unul de motorină 5 lei și 80 de bani, cu 10% peste nivelul de la începutul anului. În Ucraina e cu aproape o treime mai ieftin. Cât costă benzina în Ucraina? Motorină, pentru că motorină cumpăr 90 de eurocenți. Foarte ieftin. Foarte, comparativ cu ceea ce este în România, da. Aproximativ la 42. 4,20 lei vine aici. Un plin de benzină în România poate costa mai mult de 300 de lei. La vecinii ucrainieni depășește ușor 200. Diferența de preț vine de la calitate, spun specialiștii. Carburanții din Ucraina nu sunt la fel de buni ca cei de la noi. Oamenii însă nu simt decât în portofel diferențele. Eu n-am simțit că nu merge mașina ca și aia de la noi. Deci calitatea nu se observă că nu-i bună. Dar diferența de preț e mare. Se simte pe perioada de iarnă, pe perioada de vară e ok. Foarte bun calitatea. Și la benzină și la motorină. Se simte la buzunar, merită, se simte, sigur că merită, sigur că merită, da. Companiile de la noi dau vina pe prețul petrolului pentru scumpirile repetate din ultima perioadă. Pe burse, barilul a ajuns la $118. Acum o lună era cotat la doar $100.